Fiți plini de Duh. Duhul Domnului Dumnezeu este. Nu doar a fost, nu doar va fi. Duhul Domnului este. Credeți că Duhul Domnului este prezent în locul acesta? Faceți un semn cine crede. Aleluia, Aleluia lui Dumnezeu. Da, Duhul Domnului este prezent aici. Important este să fie peste noi. Amin. Și când este peste noi, coboară în noi și ne umple. Îmi doresc în 2024 să fiu mai plin de Duh. Doamne ajută ne pe toți. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns, să aduc vești bune. Și apoi uitați-vă ce se întâmplă. Versetul 3 spune așa, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duc ca să fie nu ca să facă, ca să fie. În al doilea rând, în 2024, fii un pocăit puternic. Prea mulți oameni sunt așa îndoielnici, flexibili când e vorba de principii. Când e vorba de încredințări, de lucruri care nu sunt scrise în Biblie, trebuie să fim înțelegători, îngăduitori, se spunea, unii cu alții. Răscultați ce spune Biblia, să fie numiți terebinți ai neprionirii. În originalul ebraic scrie stejari ai dreptății. Stejarul se impune într-o pădure, stejarul e puternic, stejarul are stabilitate, nu-l poți dărâma când vrei. nu e ca un arbust, ca o plantă pe care orice pasăre așezându-se îndoaie, se nu. Nu-i ca o trestie care se așează când într-o parte, când în alta. Steșarul e puternic. Orice va fi să vină în 2024, în numele Lui Isus să fim puternici. Să fim puternici în cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, citează din Cartea Sfântă din Vechiul Testament și autorul epistolei către evrei spune așa, versetul 12, evrei 12, Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru că cel ce șchiopătează, să nu fim noi așa, alții care șchiopătează, să nu se abate din care ce mai degrabă, să fie vindecat, aleluia. Să fim puternici. Și în al treilea rând, cum să fie pocăit un 2024? Cum să fie pocăita? Cum să fie creștinul autentic? În al treilea rând, nu uita, ești proprietatea lui Dumnezeu. Biblia spune să fie numiți, terebința ai neprionirii, un sad al Domnului. Noi nu suntem de pe pământ, spune o cântare, noi nu suntem de aici de jos. Țara noastră e acolo sus, noi mergem înspre Isus. Noi de aici, oriunde v-ați afla, pe orice coordonate ați fi, noi trebuie să fim proprietatea lui Dumnezeu. Și sunt aici persoane, suflete, care încă nu au declarat lucrul acesta. Nu s-au autonomit și n-au zis, noi suntem ai Domnului. Fie ca în urma acestei slujbe, Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Prezența lui Dumnezeu să se arate. Și nu uitați, în 2024 ca în 2023 să fim plini de Duh. În 2024 și toată viața să fim puternici în numele lui Isus. În 2024 să fim în continuare proprietatea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va lucra cu noi, vom putea rezidi, vom putea ridica, vom putea binecuvânta.